Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. În seara aceasta am să fac păjoluțe din carne de vită. Aici am circa 250 de grame de carne de vită. Am să pun și un ou. Un praf de sare. Aici un praf de sare. Un pic de parmezan. O să avem nevoie de ulei pentru prăjit, puțină pâine, am pus-o la muiat. Apoi o să facem o vânătă șnițel și o vânătă salată. Deja eu am copt-o. Așa. Am copt vânăta. O să avem nevoie să decorăm ca garnitură pentru salată o roșie. Pentru șnițel, un nou și făină. Ia să le punem așa. Și făină. Și pentru păjăluțe o să avem nevoie și de pâine pesmet. Și pentru salata de vine de ulei de floare soarelui. Așa, ia să le punem. Aici avem păjăluțele. Aici avem salata de vinete. O să decorăm cu roșie și cu ulei. Și aici o să facem vânăta noastră șnițel. Și aici am 250 de carne de vită. I-am să dau un ou. Așa. Un praf de sare. Parmezan, cam două linguri. Punem așa aici. Și am să adaug puțină pâinică, i-am să scot coaja. Puțină pâinică înmuiată în apă. Așa. O puteți înmuia și în lapte, dacă doriți. Și n-am să pun mult, am să pun puțină, ia să vedem. Sau puteți pune și pesmet. Și o stoarcem așa bine. Scoatem cojița. Am să mai pun puțină. Scoatem doar miezul. Bună seara, bună seara. Bine ați venit. Începem cu păjoluțele. Așa. Și am pus sare, am pus carne, am pus oul. Bună seara, Eugenia! Bine ai venit! Și amestecăm așa cu mânuța. În meniu astăzi avem păjoluțe din carne de vită și am să fac o salată de vinete cu ceapă simplă, fără maioneză. Și cu roșii și apoi șnițele din vinete pentru băieți. Eu îmi pregătesc imediat ceiuțul meu de foi de dafir. Și am să mănânc o piulă de pâine cu semințe. Astăzi la prânz am mâncat am făcut o omlețică cu două ouă, ceapă verde, cu măsline și cu o bucățică de brânzică. Așa. Și în seara aceasta o feliuță de pâine cu semințe și cu puțină salată. Și avem păjoluțele noastre. Vedeți? Păjoluțe umplutura. Așa. Eu acum am să o dau deoparte, după aceea o să le dăm forma, lăsăm să se odihnească puțin compoziția. Așa. Am să pun așa un căpăcel peste și am să las așa aici.
Și apoi am să le dau de data aceasta prin pesmet și dăm deoparte. Și o să am nevoie de puțin de ulei de măsline, cam două linguri să prăjesc. Așa, acum am să-mi pregătesc vânăta pentru șnițele și ca să o pun cu sare. Și am să o tai pe un fond. Aici am un cuțit. Așa. Imediat vin, mă duc să-mi spăl mănuța. Am revenit. Ia să aruncăm șervețelul și să ne luăm altul. Și acum am să tai feliuțe. Am să tai feliuțe această vânătă. Am spălat-o mai întâi. Așa. Tăiem codița. Acum o tai felii, eu o tai pe lung. Faceți mai subțiri, mai groase. Așa. Așa, vedeți? Feliuțe. Și acum o să le dăm cu sare. Să le pun așa pe foaie de hârtie. Și am să le dau cu sare. Să ne adun sarul. Că cea mai aici nu ne ajunge. Ah, și presurăm așa. Puțin. Vedeți că eu nu iau mult în mânuță. Așa. Puțină, puțină punem. Așa, și acum le facem așa un masaj cu sare peste tot. Și să mai tăiem încă o dată coșița aici. Atenție mare când tăiați așa ca mine. Aveți mare grijă. Așa. Punem sarea la loc. Le dau prin făină, prin făină albă. Vă
Vedeți? Am așa făină aici și le dăm prin făinuță și le punem așa. Eu folosesc și coaja, nu o arunc. Așa. Sau punem făină așa pe masă, este mai ușor. Fac pozne. Așa. Să știți că sunt și emoțiile. Așa. Și le dăm așa prin făinuță. Apoi ne pregătim un ou cu puțină sare și cu puțină apă. Și le punem la prăjit. Eu așa le fac, îmi fac și lasagne, nu lasagna parmigiana. Tot la fel. Le dau prin făină, prin nou, cu puțină apă. Și este foarte cu un pic de bulion. Cu mozzarella, cu parmigianul sau parmezan. Așa. Aproape gata. Așa. Și acum o să punem un ou într-un vas. Așa un nou. Am să dau și cuțitul de parte, că nu mai trebuie. Puțină sare. Și o să batem cu o furculiță. De apă. Așa. Dacă vi se pare un nou puțin, mai adăugați unul. Puneți două. E posibil să fie puțin un singur ou. Și ouul. Acum am să dau deoparte apa. Așa. Am să dau deoparte și vinetele. Că imediat o să le punem la prăjit. Așa.
Așa. Și acum ne pregătim salata noastră de vinete. Aici am o vână, ați văzut cât este de mare. Coaptă. Ia uitați-o, coaptă. Am scos apa din ea. Așa, zeama care o aveam. Și am să pun într-un blender. O puteți toca și, depinde cum vă place consistența, toca și pe tocător. Sau la blender, o secundă. Și am să o pun așa aici. Aici am o jumătate de ceapă, vedeți? Și am să o tai. Și apa și am să o pun așa aici. Și vânata am să o pun pe toată. De sare și puțin ulei. Cam 3 linguri, 3-4 linguri. Punem capacul. Să băgăm în priză. E gata. Așa. Și salata noastră de vinete este gata. Vreți mai cremos sau amestecați mai mult? Bună seara, Rodica! Bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Și am făcut și salata de vinete. Acum, după aceea o să le punem pe farfurie. Dau deoparte salata de vinete. Punem și uleiul aici. Și acum să ne dăm formă la prăjuluțele noastre. Ia uitați! Și o să prăjim împreună cu vânata. Așa. Să le punem așa pe fund. Am să le dau prin pesmet. Aici am puțin pesmet și am să-l pun așa pe masă. Și acum o să luăm așa cu mânuța câte o puțină compoziție. Ia uitați. Punem așa aici. Și dăm formă la păjuluțe. Așa. Și le așezăm așa aici. Și luăm alta. Și imediat le punem și la prăjit. O să pun doar două. Așa că eu de obicei înainte de masă le prăjesc atunci imediat să fie calde. Așa. Și le pregătim așa înainte. Le pregătiți, le acoperiți cu folie, le puneți la frigider și când vă așezați la masă, înainte de a așeza masa, puneți pe foc și se fac imediat că sunt din carne de vită. Așa. Și vedem așa forma. Ia uitați. Bună seara, bună seara, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi aici pe pagină v-am pus un video cu o parte dintre rețetele mele, să le vedeți. Așa. Deci 200, circa 50 de grame am avut de carne, un nou,
cam 2-3 linguri de parmezan, sare și piper. Piper să știți că nu am pus. Dar puteți pune și piper. Așa, în seara aceasta fără piper. Așa, ia uitați-le. Și le puteți prepara înainte și le aveți gata. Dimineața vă pregătiți totul și pentru prânz și pentru seara. Așa. Le acoperiți cu folie și le dați la frigider. Nu am pus verdeață. Nu am pus decât ceapă. Nu am pus. Fac și cu verdeață, dar când mă grăbesc și așa le fac simple și să știi că sunt bune, 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 bune. Eu fac mâncarea simplă, simplă. Simplă, simplă. Așa. Pupici Elena. Aici la mine este un cald. Așa. Încă, cred că două sau trei, ia să vedem. Trei o să-mi iasă. Și deschidem aragazul. Și să punem la prăjit. Punem la prăjit. Așa. Gata, părăruluțele, imediat le punem și le prăjim. Așa. O să dăm prin nou și vânăta. O să punem așa aici. Să strângem. Acum o să deschidem, mai să deschid și aragazul. Mi-am pus și apa pentru ceiuțul meu cu foi de dafin. Așa. Și avem părăruțele noastre, vinetele. Acum am să le dau prin ou. Am să pun puțin ulei în clătiguriță. Așa. Să lăsăm să
se încălzească puțin ouă. Imediat o să pregătim, o să punem într-o farfuriuță și vinetele, o să tăiem roșia. Și acesta este meniul din seara aceasta. Eu am să mănânc feliuța mea de pâine. Eu mi-am scos-o de la congelator mai devreme. Ia uitați, cu hrișcă și cu semințe. Cred că mai am 4 felii și termin. Ia uitați cum arată. Vedeți? Oh, cu hrișcă. Așa. Și în seara aceasta, cina mea o să fie această felie de pâine cu puțină salată de vinete și cu roșie. Și ceiuțul meu de... Și dacă mi-e poftă, mănânc și o prăjoluță. Așa, să dăm mai la mic. Așa, și am să pun... Ia uitați, am ars aici. Am să pun aici vânăta mea. Și am să pun și două prăjoluțe. Ca să vă arăt cum vin. Așa. Și să dăm la mic. I-am pregătit și o tigaie mai mare să punem vinetele. Așa cum stau, le pun cu folie și le dau la frigider. Și înainte de cină, imediat le prăjesc. Durează foarte, foarte puțin. Așa, vedeți? Ia uitați. Și dau la rece. Și le fac imediat atunci când... Vânăta aici este gata, șnițelul. Așa. Pârjoluțele le mai lăsăm puțin pentru acel. Așa. Se duce scrisul. Sidonia, bună seara! Mulțumesc! Bună seara, bună seara! Bună seara tuturor! Și bine ați venit! Ia să punem! Așa. Și eu le pun așa între șervețele ca să absoarbă uleiul. Așa.
să vedem pe volutele. Le mai întoarcem o dată. Să le dau la frigider. Așa, am dat la frigider 'Și acum ori scobim și punem în interior, sau punem alături din salata noastră de vinete. Eu o să pun așa peste. Vinete bună și gustoasă. Așa. Aici avem două pozoluțe și pușnițele noastre. Ia uitați-le. Vedeți? În seara aceasta, acesta este meniul. Putem face așa și le pune pe farfurie. Uitați-le. Așa. Așa.
aici am feliuța mea de pâinică și am să pun puțină salată, o bătate, ia uitați așa peste. Un delicio. Pâinică cu hrișcă și cu multe semințe, cu semințe de chia, semințe de susan, semințe de floarea soarelui, semințe de in. Vedeți? Așa. Și o așezăm așa aici, alături. Lângă salata noastră de vinete. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem mâine. Ne vedem mâine cu alte rețete. Vă pup dulce. O seară frumoasă în continuare. La revedere, pupici și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor. Vă pup, la revedere tuturor, pupici și multă, multă sănătate vă doresc.